Bună seara, fraților! Vă spun prezint ce am mai ciudat astăzi seara. Este vorba de un joc legendar soft, care v-am zis dimineața pe stream de zero. Se numește Taimedia. Și este gen Dark Souls. Are aceeași mecanică de combat și același sistem. E făcut de cam aceiași producători, că se vede cum are meniu principal. Mai puțin THQ Nordic, care nu i-am văzut pe Introscreen sau cine se ocupă de dezvoltarea acestor jocuri. Capcom, cred că nu a fost responsabil de dezvoltarea acestui joc. Și restul este un joc drăguț, care are atmosfera destul de drăguță, Victorian Steampunk, care îmi place foarte mult. Și ești un personaj pe nume Corvus, care trebuie să se bată, pur și simplu se bată cu diversi inamici și să avanseze în poveste. Că nu știu unde constă povestea, n-am văzut main plot-ul, din păcate. Dar am văzut că este foarte cool jocul și are niște zone care îmi plac, citadine așa, inspirate din epoca victoriană, care m-au atras foarte mult ca împrejurări. Sper să nu fie un coridor RPG. Să mai aveți și zone deschise explorării, unde se poate să permită să colectezi diverse chestii, să nu fie doar un coridor RPG, că ar fi nașpa, că nu m-ar tenta dacă ar fi coridor only, dacă ar avea și niște parcuri și niște păduri și niște ceva mai așa, mai fantastic, un pic mai victorian, așa, style, gen Bloodborne, ar fi genial. Că așa puteau să porteze Bloodborne-ul de pe PS4 pe PC și chiar că-l jucam. Dar ăsta este, vrea să fie o copie a Bloodborne-ului, care e făcut de cam aceiași producători, numai că aici au participat mai puțini developeri din echipa celor care se ocupau de joc propriu zis și s-au ocupat de ăsta, de cum îi zice, de Elden Ring și de Ghost of Tsushima, sau nu Ghost of Tsushima, la Sekiro, așa, și alte jocuri în genul ăsta, Dark Souls și ce am mai făcut ăștia. Deci ce pot să zic e că hai să-i dăm drumul, îi dăm un new game aici, no data, yes, of course. Ok, pare destul de interesantă zona de început. Hermes Fortress. N-arată rău. Să sperăm că combatul nu e destul de greu. Că nu am citit momentan de ce să folosesc ca să pot să trec mai departe. Nu am găsit nicio consolă de cituri care să... de trainer care să mă ajute să... îmi bag guard modul să pot să trec mai departe. Mai ușor să pot să înfrâng amicii high level mai ușor. Gen Sam One Hit Kill și alte chestii genul ăsta. Bun. Infectious disease, ok. E cu, da, Deadly Plague. Și s-a întâmplat în epoca victoriană, când a murit o grămadă de oameni din cauza bolii alea, ciumei sau mai știu ce boală a fost, holera sau ce Dumnezeu era pe acolo. Da, deci cam aia a fost în epoca victoriană. Și ăsta e Corvus, personajul principal, care joci tu, care are o mască de doctor italian și e un asasin care face legea aici. Dar să sperăm că nu moare prea ușor. Că mă aștept la ceva gen Dark Souls, mă aștept la ceva gen ceva destul de ok. Add to interact with objects. Ok. Ok. Administrator order. Ok. Pare destul de drăguț jocul la prima vedere. Doge Reunion Tactical Space.
Eles executam. Ok. Ok, por aqui não parei. Desse tudo aqui. Tudo aqui, ó. Na vejinha o rata, tchau. Essa é Options, collection items, stats, talents, nada. Nada, de que tô rata. Bom, havemos o Russia, devastated by plague, deflect. Ok. Ok, is not in the mic. Haven't doing any chance of that. Cutest potion. Bom. Okay. That's the plague weapon. Okay. Now that's something. Este jogo só de focos, ok. Gente, acho que talvez
Okay.麻烦不进是不得。se pare că va trebui să atac cu Bun. O să iau un trainer cel mai bine așa. Ca ăștia nu fac față, frate. Mă atacă exact unde dau. Deci nu e fraier ăsta. Am antivirus oricum, dacă e ceva. Stați așa. Facem pe desktop un
Bun. Și acum băgăm asta pe desktop. Tamiya Trainer. Ok. Bun. Eu și el, dar nimic l-am jucat cu trainer. Foarte greu a fost. La început mi s-a părut mai ușor jocul ăsta, dar când l-am văzut pe ăsta, cum dă cu sabia, cum intră în tine ca animalul, oriunde te duce, se duce exact în direcția ta, nu am ce să-i fac. Deci e imposibil. Că e virus. Da, e virus. Trebuie să ștergem. Gata. Slavă Domnului. Hai să vedem un Tamiya Trainer. Tamiya Trainer. Este un Typhoon. Ia să vedem. Da, ăsta vreau. Stai Games.
project. Pick up this axe. Okay. Engine. Find that is. Big project. Great project, așa. Bun. Și acum ieșim de aici și dăm play. RNG 4, mă gândeam eu că asta ar trebui să fie, că n-avea ce să fie altceva. Bun, Hermes Fortress. Ok. Ok. Infinite Health. Gata. Și acum ești al meu prietenaș. Gata. Marfă pe aici. Chiar îmi place designul jocului. Nu pot să zic că nu-mi place. Chiar mișto. Nu e chiar coridor shooter. Mai mult decât atât. Deci nu trebuie să mă întorc acolo.
vůdce sám. A fost un pic. Tratamentul. Tratamentul. Noroc. Încă o dată. Ia stați un pic, că e o problemă aici.
Stați un pic.
Nu e cine știe ce. Jocul. Nu merită să-l bag pe stream. Poate jucăm Ascent. Ăla e mișto. Ăla e Freedom, frate. Ăsta nu e Freedom. Ăsta e... E niat și... E spațiu pierdut degeaba pe hard disk. Zic eu. Ascent e mai mișto. Ascent e ok. Ăla e mișto. Dar nu mai pierdem mai cu el. Da, așa să închidem Wiimote-ul. Mă rog. Wiimote, dezinstalăm. Continue. Other. Așa, continuă să instal lisa. Gata. Măcar n-am murit. Ce cu tai mija? N-ai și știe ce. Vrea să fie ceva gen Dark Souls, dar e prea colidor. Nu se compara. Dacă vreau să joc ceva gen Dark Souls, jucam Elden Ring și la revedere. Taimija nu e cine știe ce. Începe frumos și continuă nașpa. Deci nu merită. Nu se merită erosit cei 6 giga pe hard disk. Vă zic eu personal, din proprie experiență. Nu știu, pe mine cel puțin nu m-a fascinat cu nimic jocul ăsta. E un alt Dark Souls, copii. Dacă vreau să joc ceva mișto, jucam Bloodborne. Ăla da. Dar ăla, din păcate, nu se iasă pe... curând pe PC. Dacă ieșea ăla pe PC, n-aveam treabă. Taimija este un rahat față de Bloodborne. Bloodborne nu e cu rupere, frate. Și e numai cu genul ăsta de peisaje victoriene. Victorian steampunk. Nu. Nu e. Nu este și nu este. Când un joc nu este, nu poți să-l forțezi. Hai să vedem ce mai apară pe trecare. Tribes of Midgard.
Iași ce îmi pare un joc bun. Dacă luăm pe ascend. Dacă e pe file list. Cyber Heist ăsta. Ăsta da. Ăsta pare un joc bun. Hai să vedem ce e capul lui. Care se instalează repede, că mă mănâncă puțin spațiul ăsta. 19 giga, oh, destul de mult. Hai bărbă. Ce te dă așa mult apă?
Thank you.
Bun. S-a descărcat accentul? S-a descărcat. Bun, îl punem la instalat. Hai că închid stream-ul ăsta. N-are sens să-l țină. N-are sens. Fraților. N-are sens să țin stream-ul ăsta deschis câtă vreme instalezi un joc și durează. Hai că-l închid. Bye bye.